Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva există foarte multe chestii legate de Game of Thrones, dar în același timp există foarte multe chestii legate de entertainment, DC, Marvel and so on. Jocuri, cărți, recenzii, discuții, podcasturi și multe altele. O să avem o recenzie de serial sau de miniserie, de fapt. O să fie două sezoane, cred, de la Netflix's Sandman. Netflix's and DC's Warner's Sandman. Așa a fost, dar în timpul, haideți să începem. Așadar, Sandman, făcut de Netflix cu colaborarea Warner și nu e serialul pe HBO, ci e pe Netflix, ceea ce e foarte interesant din prima. Și apoi urmează serialul. L-am văzut, l-am avut în preview, cum ar veni, o săptămână înainte să-l primiți voi și m-am uitat la el aproape de două ori, o dată jumate să zic. M-am uitat la unele chestii care mi-au plăcut foarte mult și au fost unele chestii care pur și simplu le-am înțeles sau cel puțin nu le-am văzut rostul pentru poveste, dar vorbim despre asta în părțile bune și părțile rele. Pentru cine nu știe, Sandman este un de Vertigo, înainte să fie cumpărat de DC, în începutul anilor 90, sfârșit de 80, începutul de anii 90. Sunt 75 de numere, de issue-uri, și urmăresc aventurile lui Morpheus, sau zeul somnului, omul Moș Ene, ca să zicem așa în mitologia populară. Dar e foarte dark, foarte gritty, aproape la limita horrorului, aș spune. De asemenea, prezintă personaje precum Lucifer Morningstar și Constantine, John Constantine. Istoria producției cam în felul următor. Se încearcă un film din 2004 sau 2005. Drepturile trec de la unul la altul, până la urmă se hotărăște că va fi un serial. Neil Gaiman, autorul comic book-ului, cel pe care s-ar putea să-l știți și de la poveștile nordice, mitologia nordică. Și acum apare acest Sandman. Sunt 9 episoade și cele 9 episoade explorează undeva până la numărul, cred că numărul 16 sau 17 din comic book. Asta spun că se vrea să fie 2, 3, maxim 4 sezoane, dar nu cred că vor merge mai departe, pentru că și Sandman, primele 8, care sunt în primele 8 comic book-uri, issue-uri, care sunt în primele 6 episoade, sunt cea mai bună parte a mini-producției acestui serial. Celelalte 3 episoade care acoperă încă vreo 6-7 numere din comic book, not so great, dar o să vorbim încet încet de ele. Așadar, avem o producție, un serial. Vin aceste 6 episoade, primele 6 episoade, care urmăresc primele 8 comic book-uri. Și în primele 3, aș spune în primele 2 episoade, eram wow. Sunt momente care sunt pur și simplu ecranizări ale panelului din comic book. Dacă vă spuneam că și în Thor, Love and Thunder există și mai multe producții de genul ăsta, apar tot felul de momente în care zici, păi, direct din comic book. În Sandman sunt multe momente de genul ăsta, dacă nu sunt direct renditions, dacă nu sunt exact ca în comic book, sunt extrem apropiate. Și asta e mișto, pentru că pentru cititorul de comic book vei fi impresionat poate de chestia asta, știi? Și asta te face să zici, bă, fain. În același timp, asta la părțile bune, la părțile bune sunt câțiva dintre actori fac o treabă chiar bună, aș spune, chiar faină. După aia sunt alți câțiva actori care sunt pur și simplu, that's fucking shit. Și evident, fiind 2022, a hotărât că trebuie să facă gender bending, race bending și mai departe în toată producția. Ceea ce nu e neapărat o problemă. O schimbare față de comic mi s-a părut mai faină. Sunt niște chestii care au fost schimbate față de comic care mi s-a părut inutile și una care mi s-a părut chiar faină. O să vedeți voi în serial, există un episod în care The Villain, da? Cred că episodul 5 e, are un parcurs pe a-și recupera un anumit obiect, că e din comic și e ajutat de cineva. Un comic e mult mai grusăm și mai horror și personajul respectiv este mai puțin nuanțat, pe când aici este în seriale mai bine făcut. În schimb, partea în care este un episod numit 24 Hours, dacă nu mă înșel, și o să numește și... În comic book e despre ceva, dar în episod la Netflix este despre bisexualitate. Dude, like, what the hell is going on? Foarte trippy episodul, nu mi-a plăcut partea asta. Adică mi-a făcut că au încercat să-l facă despre ceva ce nu e deloc în comic book. În comic book momentul ăla e despre ceva, iar în ăsta e despre cu totul și cu totul altceva. Alte mesaje sunt transmise, ca să zic așa. Evident, acum e 2022, repet, it's like, what the fuck, I get it. E episodul ăla e Sandman, dar într-un univers bisexual. Adică foarte multă lume o să treacă pur și simplu peste el, deși episodul în sine, ca și cinematografie, e fain. Nu pot să ne chestia asta, arată foarte bine cum e făcut. Dar storyline-ul este... învârtit, retwisted, refăcut și este ceva acolo. I digress. Ce nu mi-a plăcut de asemenea este felul în care l-au portretizat pe Lucifer Morningstar. Lucifer, practic, există în episod există un moment, există o luptă între două personaje. Lupta aia trebuia să fie între două personaje și în comic book e portretizat puțin altfel, iar Morpheus este mult mai... Morpheus din comic book-ul ăsta iese a god, știi? Adică e
a fucking god, este la același nivel cu Lucifer, dacă vrei, știi? Și aici este puțin făcut, puțin ciudățel. Există în momentul de față, pe Netflix, practic, acest serial, care e tot DC, acel Lucifer, unde, la fel, Lucifer nu e portretizat ca în John Constantine books, știi, ca să zic așa? Lucifer e foarte, foarte șmecher și nu e nici acolo. E, dar e tot așa puțin androgină, nu știu ce. Aici e full on a female, știi, și iar este, I don't know. Dar înțeleg, din nou, înțeleg 2022, înțeleg nevoia de a pacifica, dacă vrei, cât mai multe voci ca să nu se supere nimeni, să-l trimea la el. Dar, din păcate, când schimbi și nu-ți iese ceva bun, repet, episodul la 5 sau 6, nu mai știu care e, și episodul și faza asta, nu mi se par adăugări de calitate. Mi se pare că n-au ieșit prea strălucit. Dar you will be the judge of that, ca să zic așa. Ce a mai fost mișto este faptul că au respectat câtuși de cât quest-ul acesta pe care l-a avut Morpheus, mi-a părut fain. Cred că partea cea mai bună la producția asta este că va aduce foarte mulți oameni către comic book și oamenii o să descopere comic book așa cum a fost el în stadiul original, 1990, da? Ca să ne înțelegem, el a fost, comic book e destul de progresist pentru anii 90. E destul de progresist și în momentul de față, evident, așa cum zic, că nu e suficient de progresist. Dar el era deja progresist. Dar citiți-l pentru că o să vă placă. Și-s faine toate cam până pe la, cred că până la numărul 50, că-s fain. Doar că în serial, practic episoadele 7, 8 și 9, Morpheus ia așa un fel de locul 3. E și el acolo, dar nu mai e la fel de interesant. Dar, în același timp, dacă reușește prin felul ăsta să construiască pentru mai departe, da, să avem și sezonul 2, s-ar putea să fie mișto. Mie overall mi-a plăcut serialul. E un serial de undeva la 6,7. Aș spune că nu o să-l mai văd încă o dată. Prefer comic book-ul și, by the way, m-am apucat din nou de comic book datorită serialului, ceea ce e foarte bine. Dar serialul în sine mi s-a părut că nu e pe cât de bun aș fi vrut să fie. Știi, cam asta e faza. Mi-a lăsat așa un puțin un gust ăsta de... Dacă deja s-au apucat, dacă din primele serii, știi, dacă în primele s-au apucat să schimbe, down the road, where the fuck are we going with this? La urmă, e și chestia cu House of the Dragon, la fel și cu Jesse Sandman. Dacă Neil Gaiman e on board, dacă Neil Gaiman consideră că da, este opera mea și reprezentativă pentru opera mea, atunci kudos to that and, you know, enjoy it, știi? Dacă apare următorul sezon, o să mă uit și la el, cu siguranță. Nu cred că nu o să mă uit. Mi-a plăcut de tipul care joacă pe Sandman, pe Morpheus. Mi s-a părut ok toată povestea. Overall, producția, în afară de CGI-ul care ocazional e slab, în cea mai mare parte a serialului, efectele vizuale, ce înseamnă VFX, da, efecte speciale, funcționează. Sunt câteva în care, din păcate, CGI-ul nu reușește să fie tocmai sus. Dar menționez că eu am văzut serialul în faza în care era încă work in progress. Adică nu cred că era final CGI, la fel ca în cazul lui Stranger Things. Cred că în următoarele săptămâni sau chiar o lună după ce apare producția pe Netflix, încă se schimbă scene, încă apar revizuiri pe CGI. Așa că ce am văzut s-ar putea să nu fie final editul și când o să vă uitați voi poate peste 2 ani, 1 an, 6 luni, să fie extraordinar de bun CGI. De-aia nu știu dacă să menționez sau nu CGI-ul. Mi s-a părut că e suficient de bun. În 80% din timp CGI-ul e on point. În 10 scene, în 20 de scene, not so much. Nu poți să te aștepți mai mult. Sunt și câteva easter egg-uri făinuțe, câteva chestii mișto puse pe acolo, câteva mențiuni faine care te vor face să zâmbești, să le cunoști. Mai este o chestie foarte faină. Mi s-a părut că, deși ultimele 3 episoade nu sunt despre Morpheus la fel de mult, felul în care au fost portretizate și actorii care au jucat a scos suficient de mult în evidență cât să fie fain. Mai fain poate chiar decât primele. Ce mi-a mai plăcut la el a fost coloana sonoră, faină și bine utilizată. Tot ce înseamnă sound a fost bun. Overall, și asta e chestia, știi? El e de 7, adică 70% din producție e faină. 30% sunt, 10% e personal, 20% sunt chestii pur și simplu tehnici care n-au ieșit. Și poate și timpul, pandemia și așa mai departe. Dar overall, producția e fine. Overall, producția stă în picioare. Așa că ar trebui să vă uitați la Morpheus, de fapt, Sandman. Vedeți dacă vă place. Sunt foarte curios dacă o să vă placă. Din nou, făcând abstracție, sunt sigur că o să fie comentarii dacă, domne, progresiști cu la, faceți abstracție puțin de chestii. Trebuie să înțelegeți că există o lume care apreciază și lucrurile astea și oricum, dacă nu o să le placă, nu o să le mai facă pe următoarele. Și chiar ce ar fi păcat din punctul meu de vedere pentru Sandman. Dar, din punctul meu de vedere, citiți comic book-urile, că o să vă placă foarte, 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 foarte mult. Și să fim spuse, dragii mei, vă mulțumesc și aștept comentariile voastre. Vă mulțumesc că oamenii pe Patreon, oamenii pe coffee.com, oamenii pe încăceva.ro/shop, pleacă din nou niște colete luni sau marți și evident, bineînțeles, oamenii din comunitatea Încă Ceva. Vă mulțumesc că veniți la Beer Meeting. Ne vedem la Comic Con. Am nevoie de 5
voluntari pentru Comic-Con. Unul e Alex, unul e Matei, așa că mai rămân 3 locuri. Dacă vreți să veniți la Comic-Con, să veniți 3 zile, ne așteptați la stand, înscrieți aici în comentarii și vorbim despre asta. Evident, plătim noi biletul pentru voi. Vă mulțumesc și pe data viitoare. Nu rămân decât să vă urez. Ziua plăcută, numai de bine. Baftă!